Știi, am discutat într-una de lecțiile trecute, când am vorbit despre ecuații cu moduri. Și acum mă gândesc să fac inecuații cu moduri. Deci, inecuații cu moduri. Inecuații cu moduri. Iată, dacă o să ai de rezolvat inecuația următoare. Modul din 3x plus 5 minus 2 modul din x plus 7 mai mic egal decât 3. Așa zic așa. Mai mic egal decât 3. Cu 2 moduri doar. Da. Cum crezi că o să lucrăm? Păi, mă gândeam mai întâi egalăm cu 3, după vedem intervalele. Deci luăm pe primul modul. Da. Uităm cu Y1, hai să zic așa, Y1 egal cu 3X plus 5, Y2 egal cu X plus 7, egalăm cu 0 și atunci găsim X-ul egal cu minus 5 pe 3, de acord? Da. Și egal cu 0, din care unde găsim pe X egal cu minus 7. Facem un tabel de variație a semnului funcției, că noi ne putem gândi că acest Y este un f de x. Da? Da. Sunt indicii care se obțin prin relația 3x plus 5. Mulțumesc. Deci x și vin la minus infinit la plus infinit. Da. Și îți facem semnul 3x plus 5 se anulează în minus 5 pe 3 este 0. Da? Da. Și dăm un x în partea asta, bunoară minus 2. Minus 2, 3 ori minus 2, minus 6 și cu 5, minus va fi. Da. Deci minus pe aici plus în rest. Tragem linii și urmărim pe cel de-al doilea. Este vorba de x plus 7. Se anulează în minus 7. Minus 7 este mai în stânga, cu minus 5 pe 3, 0. Și dacă îmi dăm un x în de stânga, negativ va fi. Bunoară minus 10. Da. Minus 10 plus 7 face minus, da? Și urmă plus. Și acum o luăm pe interval. Cazul 1. X alfa ține de la primul interval de studiu. E de la minus infinit la minus 7, da? Se vede minus infinit, da. Minus 7. Minus infinit, minus 7. Inecuația devine. Două puncte. Inecuația devine. Minus 3x minus 5. Minus 3x minus 5. Am ajuns la minus 2 pe lângă. Am ajuns la al doilea modul. Da. Tot negativ. Da. Minus 2 pe lângă minus x minus 7. Mai mic egal de 3. Echivalent cu, nu prea. Minus 3x minus 5 plus 2x plus 14 mai mic egal de 3. Plus 2x plus 14 mai mic egal de 3, care conduce la? Minus x mai mic egal decât 3 mai plus 5, 8, minus 14, minus 6. Minus 6. Adică x mai mare egal decât 6. Mai mare egal decât 6, adică x-ul aparține de la 6 la plus infinit. 6 închis, da? Da. Dar nu aparține intervalului. Dar noi lucrăm pe zona asta. Deci atașăm de desubt pe x, am precizat că x și sunt de la minus infinit la minus 7. Așa am spus x-ul, da. Minus infinit, minus 7. Este ceva comun? Nu. În intersecție? Deci x aparține mulțimii bine. Deci dacă urmărim x aparține 6 plus infinit intersectat cu minus infinit minus 7 egal cu mulțimea bine. Adică n-am nici element în cazul 1. Cazul 2. X aparține de la minus 7. Minus 7 până la? Minus 5 pe 3. Minus 5 pe 3 închis. Luăm dreapta închis. Da. Inecuația devine. Minus
3 minus 5. Minus 3 minus 5. Minus 2 pe lângă x plus 7. Minus 2 pe lângă x plus 7, rămâne așa, da? X plus 7 mai mic egal de pe 3, echivalent cu minus 3x. Da, o dată minus 5x. Minus... Face o dată minus 5x, se vede. Minus 19. Deci minus 5 minus 14, minus 19, mai mic egal de pe 3. Ce înseamnă că 3 plus 19 fac 20. Minus 5x mai mic egal decât 22. 2. Adică? X este mai mare sau egal decât 25. X mai mare egal decât 20, minus 22. Minus 22 pe 5. Minus 22 pe 5. Adică X aparține de la... Minus 7. De la minus 22 pe 5 da, încolo. Da, da. A, da, că eu am la închis, cald. Da? Minus 22 pe 5 la plus infinit. Și acum, luăm intersecția, deci luăm pe axe repede, ca să vedem zona comună. Lucrăm de la minus 7 la minus 5 pe 3. Să zicem, minus 7 este aici, minus 5 pe 3 este aici undeva, adică minus 2 și ceva, și minus 22 pe 5. Deci asta ar fi zona în care lucrăm noi. Iar minus 22 pe 5 vine 4, minus 4 și ceva. Da. Minus 4, minus 4. Da. Tu unde este minus 4? Pe aici este. Acolo. Deci, de la minus 22 pe 5 la plus infinit. Unde e zona comună? Unde la minus 7 la minus 22 pe 5. Nu, comună. Unde sunt două linii. De la minus 22 pe 5 la minus 5. Aici este, da? Minus 2. Deci, soluție. Soluție. X aparține de la minus 22 pe 5 închis până la minus 5 pe 3 închis pastoma, nu? Asta e soluția T. Deci, în cazul 3. Caz 3. X aparține de la minus 5 pe 3 la plus infinit. Minus 5 pe 3 la plus infinit. Inecuația devine 3x plus 5. Ce devine inecuația asta? 3x plus 5 minus 2x minus 14. 3x plus 5 minus 2x minus 14. Minus 2x rămâne așa, nu? De la... Da. Și minus 2x minus 14, da? Da. Mai mic sau egal decât 3. Ceea ce am înseamnă aici echivalent cu? X este mai mic sau egal decât minus 22. Și cu... E plus 5 aici. Minus 14. Da. Minus 9. 9 și cu 3, 12. Mai mic egal decât 12. Adică X aparține de la minus infinit până la 12 închis. Da, dar băinișilor le-am spus de unde se înceapă. De la minus 5 pe 3 la plus infinit. Minus 5 pe 3 deschis la plus infinit. Parcă așa a fost, nu? Da. Și zona comună este minus 5 pe 3 până la 12 închis. Că vezi, astea vor până în 12. Da. Ăștia de aici încolo la plus infinit. Deci dacă ar fi să-i intersecte, se vede foarte bine. X aparține de la minus 5 pe 3 până la 12 închis. Asta e soluția. Soluția a doua. Și ca să vedem soluția în totalitate, că am terminat din următurat. Am mers la minus infinit până la plus infinit. De acord? Da. Și ca să vedem care este... Reunim. Da? E soluția finală. X aparține de la minus 22 pe 5 minus 22 pe 5 la minus 5 pe 3 minus 5 pe 3 reunit cu minus 5 pe 3 reunit cu minus 5 pe 3 12 12 închis, da? Da. Și ce observăm? Că se lipește, nu? Aici se sudează. Da. Aici vine inclusiv eu și de acolo înainte. Da. Cât în final face egal cu intervalul de la minus 22 pe 5 la 12 pe 5 până la 12. Asta este soluția.
Vezi, de data asta nu găsim o mulțime de elemente, ci găsim o mulțime mult mai mare, un interval. Da. Deci soluția este un interval la inecuație. Așadar, asta este soluția inecuației respective. Sigur, pot să fie și 7 moduri, și în stânga, și în dreapta. Ei pe fiecare faci tabelul de variație a semnului, explicitezi, ai pe intervale, unde e plus, rămâne așa, unde e minus, îi schimb semnul. Asta e toată filozofia. Da. Și la ecuații îți dădeau niște numere și te interesai dacă sunt în intervalul de studiu, aici îți dau un interval. Și intervalul ăla trebuie intersectat cu intervalul de studiu. Dacă are ceva comun, aia e soluția. Dacă nu are, cum a fost mulțumea vide, la revedere, trebuie să studiezi mai departe. Asta e deosebirea. Da? Putem să lucrăm câte exerciții dorim. Așa încât. Iată, îți propun să rezolvi următoarele inecuații ca antrenament. Da. Deci, să se rezolve inecuațiile. Următoare. Să zicem, modul din 7x minus 3 plus 2 modul din x pătrat plus 5x minus 3 modul din x pătrat minus 4 mai mic egal decât 2. 2 minus modul din 3x plus 1. Că poți să fie și modul și dreapta, nu neapărat. Da. Nu te necăjești dreapta, nu te necăjești dreapta. Da. Ai câți moduri? 1, 2, 3, 4 moduri. Explicitezi cu fiecare tabel de variație se ușor pe interval. Da. Da? Apoi, uite că se termină. Dacă poți mâine să-mi dai un semnal la într-o pauză, cretă. Da? Spui. Mm-hmm. Da? Vă dau mesaj. Mesajele, să știi că ajung foarte greu la mine. Da, atât ce o să. Știi de ce ajung foarte greu? Pentru că nu am timp să mă uit. Da. Mă dau tot felul de mesaje, da? Normal, de mesaje n-am timp. Așa. Deci, alt modul din minus 2x plus 7 plus 3 modul din minus x pătrat plus 5x minus 6 mai mare egal decât 4 plus 3 modul din x plus 1. Astea două să le lucrez pentru mâine. Da? Deci o să vedem ce soluții găsiți. Găsești și cu x și care găsești, probezi pe urmă. Da. E un X din zona care ai găsit tu și vezi dacă, după înlocuire, verifică inegalitatea. Da. Eu prim aici că nu am nici manchete, nici m-am forță. Da. Mă prins totdeauna la sfârșit cu capacitatea mică de efort. E epuizat acolo. E oprit? Acum. Oprește.